Inima, nu-ți fie frică să te frângi, te fac eu bine imediat. Dacă te rupi în două, ar putea fi totuși o rezolvare medicală. Pentru asta, un grup de cercetători de la Universitatea din Aberdeen vrea să trateze cardiomiopatia Takotsubo, cunoscută popular ca sindromul inimii frânte. O tratează cum? Cu exerciții fizice și cu psihoterapie. E prima încercare de a trata această afecțiune, recunoscută de cardiologi în mod oficial abia de câțiva ani. Sindromul împiedică inima să mai pompeze sânge, iar durerea în piept e principalul simptom. De aceea, mulți confundă sindromul cu un infart. Diferența e că infartul apare când arterele sunt blocate, însă sindromul ăsta al inimii frânte se declanșează când mușchiul inimii e lezat, iar nivelul de adrenalină e mare, prea mare. Boala e mai întâlnită, culmea, la femei decât la bărbați. Pacienta a avut, cred că, 50 și ceva de ani și a venit cu dureri mari în piept la spital. Noi n-am crezut că este un infart pentru că toate testele biologice și electrocardiografice au fost normale, dar durerile în piept erau atât de severe încât starea ei generală s-a degradat încât noi vedeam un infart în fața noastră și a unui pacient care n-are nimic. Discuția cu pacienta în amneză, adică de ce ai venit, ce s-a întâmplat, nu ne-am dat seama că soțul ei a murit de COVID și erau extrem de apropiat și a fost un șoc major. Ei fiind căsătoriți, cred că de 30 și ceva de ani, doamna a fost extrem de afectată și simptomele ei au apărut cam la două zile după moartea soțului. Alex, chiar vrei să ne certăm în seara asta? Dacă vrei să ne certăm, te rog frumos, mai spunem o dată numele sindromului. Cardiomiopatia cu Takotsubo. Takotsubo. Te mai pun să-l mai zici până te irit. La finalul emisiunii, dacă voi câștiga eu, promit să zic de câte ori vrei această cardiomiopatie. Nemo, e clar, da? Toți bărbații e niște Porsche. Frânge inimile la femei, pentru că la ele e mai întâlnită această afecțiune. Acum, glumă, dar nu doar dragostea poate să-ți rupă inima. Sindromul ăsta am văzut că îl capeți de la stres în general. Intervine nu doar atunci când suferi, dar din dragoste. Și atunci când îți e tare frică de ceva, apare așa o teamă foarte puternică, bruscă. Când te enervezi mai tare, apropo, nu mă enerva, de-aia ziceam, sau când apare ceva element care te ia prin surprindere. Vezi, de-aia nu-mi plac mie surprizele niciodată. Păi, pentru că și noi ne-am obișnuit așa să trăim niște vieți din astea în care suntem predispuși să dezvoltăm, uite, sindrom de genul ăsta sau tot felul de depresii, lucruri de genul ăsta, știi? Pentru că ne-am obișnuit să fim foarte carieriști, foarte preocupați de reușitele noastre, nu neapărat în carieră, știi, de imaginea noastră și uităm să mai trăim viețile așa simplu, știi, să ne mai legăm și de lucrurile simple din viață, știi, uităm să ne mai și distrăm, uităm să ne mai relaxăm și atunci când o facem, culmea, ce facem? Ne ducem și ne încărcăm și mai tare creierul, mintea, știi? Ne uităm la un serial, la un film care, culmea, nu lasă creierul să se relaxeze, oricât de distractiv mi s-ar părea pe moment, știi? Cum să te mai relaxezi, Nemo? Uite, te duci la pompă, vezi prin prețul, activitate fizică, Alex. Asta uităm să mai facem, știi? Vestea bună, apropo de acest sindrom, e că în mare parte din cazuri, da, slăbirea asta a mușchiului inimii e reversibilă, se tratează, sunt destul de puține morți, oficial, am văzut 1%, cam așa, deci e foarte mică probabilitatea să mor de inimă rănită. Dacă te părăsește iubita, ești ok. Nu poți, într-adevăr, să zici că ai, bă, las că n-a murit nimeni de așa ceva. Se întâmplă, dar tratamentul îl aveau băieții de la paraziții. Era o vorbă. Îmi rup inima. Ei, l-au mai avut unii frații pe treu, sau cum era, știi? Cum era? Ce era și omul drag, știi? La inimă este un leac, știi? Dar cred că nu e un leac ăla, e mai degrabă preventiv leacul ăla, știi? Exact. Te face să nu ajungi la domnul Takotsubo, bănuiesc că de la un cercetător vine sindromul ăsta numele, nu? Takotsubo. Hai să mergem la un doctor în psihologie, la Mihai Copăceanu în juriu. Mihai, e simplu ce zicem noi aici, să nu punem la inimă. Să da? Nu punem la inimă, dar cum facem să nu punem la inimă? Că asta îi pare mai greu de făcut, ușor de zis, greu de făcut. Păi cu cât ne implicăm mai mult, cu atât punem la inimă mai mult și suferim mai mult. Și da, eu puteam să jur că bărbații suferă mai mult, dar iată că se pare că inimile mai sensibile sunt la femei, ele se frâng. Nu știu dacă doar din cauza bărbaților, sau poate datorită faptul că bărbații înlocuiesc femeile cu alte femei și atunci indirect prin gelozia aceasta. E un sindrom care mie îmi place foarte mult și ar trebui să fie mai mult investigat, mai ales că vedem de bună seamă o serie de pacienți care ajung cu simptome somatice, fie la cardiolog, fie la neurolog,
le fac tot felul de scanări și de investigații clinice și aparent organismul este ok. Cazul respectiv de care spunea domnul doctor, da, se întâmplă foarte des în situațiile, mai ales în care existau relații afective puternice, de exemplu la unii bunici, la câteva zile după decesul soțului sau soției, să apară această durere la nivelul pieptului sau chiar să avem două decese în aceeași familie. Cred că uneori să ne detașăm mai puțin de lucrurile care ne fac rău, cum spuneai, poate mai puțin stres la pompă, apropo de asta, poate mai multă pauză în weekend, tot după weekend, poate mai multă detașare de tot ce înseamnă stres ar fi indicat, numai ca să nu ne afecteze așa, inima în mod simbolic. Dar îmi dai dreptate că distracțiile la care apelăm noi cel mai des, uite, cel mai des, cel puțin tinerii, chiar apelează foarte des la asta, știi? În loc să iasă în aer, să facă o plimbare, să facă orice, o mică activitate fizică, fugim repede către un serial, către o platformă, să vedem un film. Nu cumva asta ne încarcă și mai tare, ne face și mai stresați, părând că ne distrează? Nu-i dăm creierului posibilitatea să se detașeze efectiv. În psihoterapie recomand celor care suferă cumva au astfel de emoții negative să nu se mai încarce nici la știrile unele negative care induc angoasă și anxietate, nici la filmele în care apare traumă, suferință, poate chiar agresiune, poate chiar împușcături, pentru că acesta îți afectează și mai ales un anumit tip de muzică care este deprimantă. E mult mai la îndemână și e mult mai atractiv să te uiți pe Netflix, să te uiți pe social media decât să mergi în parc, să te relaxezi. N-avem, iată, o educație a conectării cu natura. Eu spun mereu, uitați-vă în școlile din București, câte școli din București au parcuri, lagi, gazon în care poți să alergi, să te bucuri, să nu mai spun de lacuri. Văzusem în Marea Britanie, aproape toate colegiile au zonă de agrement, zonă verde în care te plimbi și care, în pauză de școlare, te relaxezi. Cred că ar trebui să învățăm să ne reconectăm cu natura, mai ales că e vara și că e plăcut și putem chiar sta la soare, nu cu o bere. Domnule Copăceanu, nu ne mai uităm nici la filme, nici la știri negative, ne uităm la știu că noi aici râdem mult, da? Și mai zicem o dată, cardiomiopatia Takotsubo. Takotsubo, să mergem, să vedem, avem și știri pozitive.